Să deschidem Cartea Sfântă la 2 Timotei, capitolul 2, pagina 1170, citesc versetele 19 la 21, 2 Timotei 2, de la versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. În Psalmul 113 este scris versetul 2. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Și dacă noi considerăm că trebuie binecuvântat pentru veșnicie, așa cum a consemnat psalmistul, atunci dovedim asta așa cum scrie în versetul următor. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Nu că ar fi puțin spus un paradox, să spunem că îl vom lăuda pentru veșnicie și nu reușim o zi. Așa că s-o facem și, Doamne, ajută-ne și primește-ne, Doamne. Amin. Și dacă noi îl binecuvântăm pe Domnul, vă doresc și pe dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cu ce știe El, cum îmi place mie uneori să spun, și cu ce n-aș cerut. Amin. Că așa e scris, că face mai mult decât cerem sau gândim noi, și asta e biblic. Domnul să vă dea așadar o binecuvântare de plină. Am citit câteva cuvinte pe care le-ați auzit și vreau să le pun sub titlu Lucruri validate de Dumnezeu. Reiau de la versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Biblia spune în Cartea Psalmilor că Dumnezeu are un scaun de domnie foarte solid. Nu s-a mișcat niciodată. În Apocalipsa 4 scrie că Ioan a fost răpit în cer și ce a atras atenția mai întâi? Un scaun de domnie pe care ședea cineva. Și toate ființele din cer erau focalizate împrejurul acelui tron, se închinau, îl slăveau și îl binecuvântau. De acolo emana o frumusețe desăvârșită și de acolo se dădeau comenzi. Dacă ne gândim la cartea Apocalipsa pentru niște vremuri grele, pentru o schimbare absolută, trecerea din veacul acesta în veacul viitor, și tot ce se poruncea de acolo se execută, cum avem noi o vorbă, în tocmai și la timp. Că scrie în Psalmul 33, Dumnezeu zice și se face. Observați, nu zice, nu scrie că zice și vor face, se face. Oamenii și dacă vor și dacă nu vor, se mișcă, după cum se mișcă astrele în universul acesta. Că Dumnezeu are o temelie pentru vecii vecilor. I-a zis lui Moise, știi cu cine stai de vorbă? Eu sunt cel ce sunt, nu depind de nimeni, nu mă poate influența nimeni, eu sunt. Sau altă traducere spune, eu sunt cel ce este. Că El, vorba lui Moise în Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Are acest Dumnezeu care este stăpân pe situație, în plan, să facă ceva. Ce vă citesc din Evrei, capitolul 12, ultimele versete, unde stă scris. Versetul 27. Cuvintele acestea, încă o dată, este o reluare a celor scrise în Hagai, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Vă rog, rețineți. Dumnezeu nu doar că are o temelie care nu se clatină, își instaurează și o împărăție care nu se clatină.
Scrie în Daniel 7 că a fost uimit profetul cum vânturile s-au pornit pe marea cea mare și au ieșit patru monștri. Al patrulea era, zice, nespus de grozav. Dar apa le-a scos la iveală curenții și tot așa s-au înghițit. Și scrie acolo în mod repetat, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și o vor stăpâni în vecii vecilor. Lucruri validate de Dumnezeu. Asta a decis El și asta va face. Scrie în Apocalipsa la capitolul 21, vă citesc de la versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Astea de aici se mișcă. Nu doar la cutremur, se mișcă cu sisteme, cu ideologii, cu tot. Cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și a văzut coborându-se un cer nou și un pământ nou, o cetate ca o mireasă, scrie în versetul 5, cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Și așa începea textul nostru din această seară. Totuși temelia tare lui Dumnezeu stă nezguduită, neclintită. Credem asta? Amin. Toată problema este dacă suntem și noi pe temelia asta, nu? Știți pilda aceea cu două case, una pe nisip și alta pe stâncă. De ce s-a prăbușit cea care era pe nisip? Nu avea temelie. Spune Pavel în Corinteni, capitolul 3, temelia este pusă, cine vrea să clădească, să clădească pe ea. Cine clădește pe lângă, o face fără autorizare, și vin sistematizările și Dumnezeu nu va valida ceea ce este în afara Fiului Său și a împărăției sale binecuvântate. Vom rămâne noi pe această temelie? Scria apostolul acolo, pentru că vreau să amintesc ceva și despre slujirea noastră îndată, 1 Corinteni, capitolul 3, citesc de la versetul 14, dacă lucrare se de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Mai spunea psalmistul în 119, aduc în fața dumneavoastră și acest verset în 160, temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Să fie binecuvântat Domnul pe temelia care a așezat-o și pe faptul că vrea să ne facă și nouă loc pe această temelie, să ne includă, să ne incorporeze în împărăția Lui. Amin? Amin. Asta e o veste bună. Că toate se vor desfința, zice în Daniel capitolul 2, că din împărățiile lumea acesteia nu rămâne nici praf cât e în arie. Eu obișnuiesc să spun, nici cât pentru analize de laborator. Totul dispare. Dar împărăția noastră, pentru care ne rugăm să vină, cum ne-a învățat Domnul, este eternă. Mărit să fie Domnul. Asta este o lucrare pe care Domnul o va valida. E semnată, e prevăzută din veșnicie și o vom vedea la vremea potrivită că vine cu putere. Citeți mai departe, din textul nostru. Totuși, temelia ta, Dumnezeu, stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Lucrurile validate de Dumnezeu sunt pecetluite de El. Și asta ar fi siguranța noastră că suntem pe temelie, că suntem pecetluiți. Dar aici vă rog să fiți atenți la o scurtă dezbatere biblică. Dumneavoastră sunteți, ca și mine de altfel, nu? Pentecostale. Și spune Scriptura la 2 Corinteni, la capitolul 1, versetul 22, El ne-a și pecetruit, și acolo ni se duce gândul, și e bine să se ducă, și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Asta era gândirea apostolului Pavel, de-aia scrie și în Efeseni la capitolul 4, versetul 30,
să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Adică atunci când se vor clătina toate și se vor duce într-un hău al pierzării eterne, cei pecetluiți vor rămâne în lucrurile validate pe temelia împărăției lui Dumnezeu. Și cu siguranță, din cele două versete și nu mai insist, nu cred că e cazul, adică mă credeți, e foarte important ca să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt. Amin? Amin. E cineva aici care nu-i pecetluit? La noi în Arad s-a întors la Domnul o doamnă, 50 și ceva de ani, o poziție socială mai înaltă, cu studii doctorale, și până la urmă a ajuns la noi în biserică, a venit la stăruință, eram acolo și stăruia alături de alte copile, așa, de gimnaziu sau de liceu, nefiind obișnuită cu mediul nostru, nu se ruga poate așa ca noi. Și între alții oameni care, slujitori care au implicat în această lucrare, unul s-a apropiat de Dumnezeu și a zis: vrei să te botezi Domnul cu Duhul Sfânt? Și a spus: da, atunci dă-ți drumul, libertate, cere dacă ești conștientă. Și Domnul a pecetluit în seara aceea. Și a fost frumos că noaptea următoare a avut un vis în care se făcea că era la intrarea unui palat frumos și a auzit o voce care a zis: bucură-te că ai fost acceptată și ai putut să intri. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să fim pecetluiți. Amin. Dar, și acum vă rog să fiți atenți, acum e dezbaterea. Eu cred că ceea ce am citit aici și vă recitesc nu se referă numai la aceasta, deși include aceasta. Totuși, temelia tare a Dumnezeu stă nezgudită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Eu cred că aici este vorba despre o pecete mereu actualizată de ceva la zi. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și despre asta cred eu că scrie în Apocalipsa: știți, oamenii se tem și cei din lume, toți au auzit de semnul fiare, de 666. Eu vă spun să fiți liniștiți, nu trebuie să aibă niciunul dintre noi teama că va fi pecetluit cu 666, să aibă numai teama ca nu cumva să nu fie pecetluit de Domnul. Că vă voi dovedi din Apocalipsa că nici pe unul din cei pecetluiți de Domnul nu poate pecetlui diavolul. Ba încă scrie în Ioan capitolul 5 că Domnul îi păzește și cerul nu se atinge de ei. Iată versetele la care fac referire. Apocalipsa capitolul 7 scrie de la versetul 1 că se țin niște vânturi ale pământului să nu sufle. Până versetul 2 scrie așa: până un înger care avea pecetea Dumnezeului celui viu a strigat cu glas tare: nu vă temați pământul, versetul 3, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu. Eu cred că aici nu e vorba de pecetea inițială pe care o primim când sunteți botezați cu Duhul Sfânt, ci despre cei ce, ca și Daniel, cum scrie în capitolul 6, slujesc lui Dumnezeu în mod permanent și le pune o viză la zi. Și apoi se declanșează prăpădul de care scrie aici. Întorc pagina la capitolul 9. Scrie aici în versetul 4 că li s-a zis la vietățile acele ieșite din fântâna adâncului să nu va teme arba, pământul, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Și vă reamintesc cuvintele din versetul din această seară: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și își trimite îngerii peste tot ca să reevalueze tot mereu pe cei ce la zi sunt ai Lui. Scrie în capitolul 11 din Apocalipsă, versetul 1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templului Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. O altă inspecție
și numărare a celor ce sunt ai Domnului, verificare. Dar curtea de afară a templului lasă-o nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare. Măsurarea celor ce se închină înseamnă actualizarea zi de zi a celor ce sunt ai Domnului. Vă citesc în a argumenta această idee și ce scrie în Ezechiel la capitolul 9, ca să vedeți, repet, că e vorba de cei ce au fost pecetuiți cândva și încă sunt ai Domnului la zi. Că sunt unii care au fost și nu mai sunt. Scrie la Ezechiel la capitolul 9, vă citesc de la versetul 4. Erau pregătiți oameni ca să distrugă cetatea și știți că Ierusalimul a fost dărâmat, templul a fost distrus. Treci prin mijlocul Ierusalimului, fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor ciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți fără milă. Și rămâneau, dar nu v-a atins de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Așadar, întâi pune Domnul semn pe frunte și apoi pune Satana semn pe frunte sau pe mână. De aceea vă spuneam să nu avem grijă că ne forțează diavolul și ne ștampilează, dar să avem mare grijă să vedem dacă avem viză la zi din partea lui Dumnezeu. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și ascultați-mă ce vă citesc din Matei, din capitolul 7, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care spunea, citesc de la versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minunile în numele Tău, atunci le voi spune curat, depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i cunoaște pe toți oamenii, că știe tot ce se întâmplă în lumea asta și de vietăți, de vrăbii, dar nu-i cunoaște în sensul că nu-i recunoaște, nu le validează identitatea spirituală. Cu aproximativ o lună de zile înainte a plecat scumpa mea soție la Domnul, un proroc a avut o vedenie, mie mi-a spus-o numai după aceea, dar a spus-o altora să fie de mărturie. Se vedea poporul Domnului urcând pe un munte. Unii rămăseseră pe câmpie, spuneau, e greu de urcat. Unii urcau pe loc mai neted, alții pe drum mai anevoios. Dar ce era interesant în descoperire, pe la jumătatea muntelui era un filtru. Înger lângă înger în control. Și nu lăsau să treacă numai pe cei curați. Făcând conexia cu predica aceasta, am spune numai pe cei ce aveau pecete viză la zi. Și încercau unii să spună, dar noi suntem ai Domnului. Și ce era acolo în plus față de această barieră de îngeri, undeva într-un plan stânga, era o fiară care pâra, știți că avem pârâș, și spunea, nu, ăsta e de-a meu, e compromis, e mânjit. Și s-a dat să vadă pe doi între alții pe care îi cunoștea. Și n-au fost lăsat să treacă. Și dintr-o dată, alții și aceia doi, din oameni așa în carne și oase, s-au prefăcut în copaci uscați, au fost tăiați și aruncați, adunați într-o grămadă de bușteni. Și a zis, Doamne, ce-i cu ei? A zis, vor fi și aceștia doi între oamenii care vor muri în viitorul imediat. Și l-a întâlnit vreo două săptămâni mai târziu pe unul dintre aceia doi și l-a întrebat, frate, ce faci? Oh, bine, slavă Domnul. Ce să-i spui? O săptămână mai târziu se îmbolnăvește, cel văzut, și fratele care a avut vedenie îl vizitează. Și îl întreabă, ce faci, frate? Cum ești? Ai bai? Eu am crezut că sunt în regulă, dar nu-s. Nici nu știu ce face Dumnezeu cu mine. O săptămână mai târziu a murit. Vedenia a continuat și a văzut pe cei ce au fost acceptați să treacă de filtru, un povărniș, o vale,
Apoi a ajuns pe un platou și zice, când vedenia a curs până acolo, am văzut o cetate sclipitoare și între cei din fața cetății pe platou era și soția ta. Un înger a ieșit din cetate și le-a zis, bucurați-vă, și le-a dat o tavă așa, luau ca ceva bobițe și știa că e mana ascunsă. Și care cum servea, se transforma din carne și oase într-un chip ca îngerului. Ce-a mai cunoscut-o pe soția ta numai după fața ei senină. Și le s-a spus, se va deschide poarta, veți fi acceptați în cetate, sunteți dintre cei cu răsplată de plină. Și spunea fratele, după vedenia din seara aceea n-a mai dormit până dimineața. A zis, nu mă mai interesează dacă voi fi sănătos sau bolnav, dacă cineva mă ia în brațe sau mă scuipă. Un singur lucru vreau, să trec de filtru și să intru în cetate. Eu, după predica asta, aș vrea să puteți dormi. Dar dacă cineva nu este în regulă, mai bine să nu doarmă până dimineață. Dar în ziua aceea să ne valideze Dumnezeu mântuirea fiecăruia dintre noi. Să se dovedească faptul că pecetea noastră este reală. Și nu cumva să spună Domnul în ziua aceea, eu nu vă cunosc. Îmi spunea un păstor de la Roma, și frate, am avut un vis într-o noapte. Ne desfășuram viața așa pe pământ, în mod obișnuit, și deodată a venit o furtună, pe toți ne-a culcat la pământ. N-a mai rămas nimeni în picioare. Și deodată, ca în vis, s-au schimbat scena și într-o încăpere imensă, eram toți cu teamă în fața unei mese, a unei instanțe, și numai ți auzeai numele și ți se făcea semn și apucai la stânga sau la dreapta. Zice, eu au fost judecați, s-au chemat vreo cinci înaintea mea, m-a chemat pe mine și când mi-a deschis așa ca un act de identitate, scria pe el, pecetruit cu Duhul Sfânt. O zis, am luat îngerul în brațe. Și imediat a venit după mine, dar zis, când te chema, pășai fără să vrei. Parcă erai robotizat. Lângă mine a fost un slujitor, îmi povestea fratele, și tot ce v-am spus știu de la mâna întâi, nu prin intermediari. A chemat pe un alt slujitor și a făcut semn înspre o sândă. Și a zis îngerului care tocmai îl îmbrățișase, îl cunosc. Și îngerul a spus, nu depinde de noi, asta de Dumnezeu și de ei. Noi doar executăm, noi doar pronunțăm sentințe. Nu, absolut nimic nu putem face. Dar în seara asta încă se poate face ceva. Zice David, Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vă îndemn, frați și surori, asta am avut în med profund să vă spun, ca în seara asta să ne verificăm pecetea, să rugăm pe Domnul să ne cerceteze. În stări profunde și în sinceritate, Doamne, eu sunt al Tău. S-a întâmplat într-o biserică din Sibiu, cunosc cazul iară foarte îndeaproape. Cineva era foarte frământat, Doamne, eu sunt scris în cartea vieții. Și într-o zi, la slujbă, se ridică un proroc și atât a prorocit. Ascultă, bărbatule, numele tău este scris în cartea vieții. Și toți au crezut că mai continuă prorocul. Punct. La urmă, slujitorul, prorocul și destinatarul se dezbat. Păi, frate, numai atât ați descoperit Domnul. Noi am crezut că asta e doar așa, preambul. Și zice omul respectiv, dar n-aveam nevoie de nicio altă informație. Numai asta mă frământă de luni de zile. Dacă sunt sau nu sunt al Domnului. Și Dumnezeu și-a făcut milă de mine și mi-a confirmat aceasta. Oricum în ziua aceea va spune Domnul la toți. Dar noi am vrea să ne ajute să ne verificăm acum. Zice în 2 Corinteni 13 cu 15, voiți-vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Și Domnul să se îndure de noi. Și să ne dea har să ne putem evalua cu sinceritate. Duhul Sfânt să facă lumină în mintea noastră, ca să știm dacă suntem între cei pecetruiți. Trec mai departe. Scrie aici în textul nostru, reiau versetul, poate că îl și învățăm, pe de rost în seara asta. Totuși, temelia ta la Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, cum spune la 2 Corinteni, capitolul 8, că dacă zice cineva că iubește pe Dumnezeu, e cunoscut de Dumnezeu. Eu pot spune oricui că te iubesc și nu are cum să-mi analize, nu?
Dacă îi spune Dumnezeu că îl iubim, el are dovada. Și scrie mai departe aici. Asta ca să ne ajute să ne verificăm. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Vrei să știi dacă ești al Domnului, dacă ești pecetruit? Asta poți să te verifici nu doar în momente de cercetare profundă, ci analizându-ți viața. Oricine rostește numele Domnului, cam asta e deviza la Dumnezeu, să se depărteze de fără de lege. Avem în ființa noastră sau în preajma noastră fără de lege? Dar nu asta era vinovăția celor despre care am citit în Matei capitolul 7, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Eram în Italia undeva și m-am întâlnit cu un frate, nu văzut de câțiva ani, eram împreună cu soția, acum se căsătorise, și când ea a văzut că ne cunoaștem și a îndrăznit și zice către mine, frate, eu când predici dumneata alea așa mă gândesc că n-am nicio șansă să intru în rai. Și undeva, dar cu ce te-am speriat așa tare? Și mi se pare că atât de sus ridici ștacheta încât cine se suie acolo? Dar zic, ți-amintești de Domnul Iisus care a zis că, de exemplu, la bogat, să spun, cine se încrede în bogății, dacă nu trece neprihănirea cărturilor și a fariseilor? Și a spus că la oameni lucrurile sunt neputințe, la Dumnezeu sunt cu putință? Amintește de câteva spuse a Domnului din Evanghelie. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, dacă piciorul te face să cazi în păcat, tai-o, dacă ochiul de asemenea. Nu ți se pare că Domnul a ridicat asta mai sus decât o ridic eu? Și eu doar mă uit unde și vă arat. Hai să fim sinceri, sau numai mi se pare mie. Eu pe dumneavoastră nu vă cunosc și nu fac rechizitoriu, nu stau să vă analizez vreun dosar, nu stau în seara asta să mărturisească cineva mie. Dar așa mi se pare mie că în general în vremea asta am cam slăbit-o cu pocăința. E drept sau nu e drept? Îmi spunea un frate, ce mi-amintesc la noi acasă, dacă se scăpa vreunul din copii să vorbească de cineva, spunea mama și tata, copiii, bai, trebuie să intrăm în post. În casa noastră a fost clevetire. Și acum ascultați-mă să vă dovedesc din Biblie ce v-am spus înainte. Efeseni, capitolul 4. Noi ne bizuim că suntem botezați cu Duhul Sfânt, dar iată ce urmează. Efeseni 4 cu 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt pentru care, cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Adică din momentul pecetluirii până ziua răscumpărării, iată ce a trebuit să întâmple. Ca să mă depărtez de fără de lege, orice amărăciune, orice iuțime, dar Doamne, chiar orice, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Acum, vă rog să cotiți, eu îmi permit să vorbesc cu dumneavoastră, de acum sunt mai bătrân și pot să vorbesc mai cu îndrăzneală. Dacă am spune așa, orice amărăciune, oricine a fost amărât, pe nu știu ce și pe nu știu cine, să iasă puțin afară. Oricine a avut iuțime de la ultima cină a Domnului, puțin afară. Oricine s-a mâniat în luna mai, puțin afară. Oricine a strigat, out. Orice clevetire lângă ei. Cine rămâne în adunare? Pecetruiți. Eu nu spun că dacă te-ai mâniat odată, ți-ai pierdut mântuirea. Problema e că te mâini de două ori și tu nu-ți dai seama că e mare baie. Admit că greșim. Spunea fratele Vrumbla într-o predică, era cu ei în celulă un sfânt, chinuit. Dar într-o zi a strigat și ăștia toți în jurul lui. O zice, ce cu voi? Avem șanse și noi să intrăm în rai, că noi am crezut că chiar numai tu intri, că tu ai suportat totul cu atâta dragoste. Da, s-ar putea să greșim odată. Da, dar când greșim ar trebui să ne apuci o durere și să strigăm. Observați dumneavoastră împotriva COVID-19, ce-o fie asta, epidemie, pandemie sau nu știu, câte măsuri se iau și stă lumea în loc.
Dar ce măsuri ar trebui să luăm noi împotriva pandemiei păcatului? Drepti sau nu-i drept? Oricine rostește numele Domnului se depărteze de fără de lege. Dragii mei, drept-i că noi atunci când păcătuim am vrea să nu se afle? De unde obiceiul ăsta? De la Adam și la Eva încoace, nu? Drept este că atunci când noi păcătuim, socotim că cineva e de vină. De regulă. De când obiceiul ăsta? Tot de la Adam și Eva încoace. Dar spuneți-mi, vă rog, dacă așa stau lucrurile, să facem o comparație cu boala, dacă tot am amintit de COVID. Cum credeți că ar fi mai bine? Pentru că unii spun și întrucâtva, dar e subiectiv, au dreptate, nu mă mărturisesc, nu cumva să se audă, nu spun că și alții fac ca mine. Vă întreb și vă dau singur răspuns. Cum ar fi mai bine să știe tot municipiul Deva de ce boală ai avut și să scapi sau să nu afle nimeni ce boală ai avut să mori? Cum e mai bine? Dar atunci de ce nu conștientizăm că păcatul fără de lege, ziceți-i cum vreți, oricine rostește numele Domnului se depărteze de fără de lege, cât de tare, la ce distanță? La un slujitor s-a dus un tânăr și i-a zis, frate, vreau să o mărturisesc, poftim, uite, eu mă silesc să fiu pocăit, dar n-am o slăbiciune, cum se întâmplă la tineri, pasionat de sport sau știu eu ce altă ispită. Sau știu, o fată să spună, am mania modei. M-am întâlnit odată o beată tânără, îmbrăcată evlavios, așa, cu fuste până jos, cu batic frumos. Și a zis, frate, pe mine mă termină hainele scumpe, în datorie ajung. Băi, zic, n-am știut că o asemenea călugăriță mândră. Pentru că diavolul e foarte șiret. Și în felul acesta e scris în Apocalipsa 12 că înșeală întreaga lume. De ce n-am acceptat, de ce n-am înțelege că orice stare din asta vinovată e păcătoasă? Și revin la relatare. Spune, frate, dacă eu sunt pocăit, dar am păcatul ăsta, mă mântuie Domnul. Și fratele vrând să-i dea o lecție, o chipzuință, îi spune, dar tu altfel te ții de pocăință, frate, și slujesc. Îți dai seama, are nevoie Dumnezeu de mine. Dar când a văzut că fratele e binevoitor, zice, dar știi, frate, eu am o slăbiciune. Oare mă mântuie Domnul și cu asta? Că zice, în momente așa de cercetare profundă, parcă am ceva înțepături pe la conștiință, așa. Dar numai câteodată. Și când a fost liniștit, că gata, e validat, că noi vorbim de lucruri validate, îi zice fratele pe când se plece, ăsta-i să spun ceva. La intrare, rai nu-s eu la poartă. Apoi ce-am rezolvat? Dar tu ce ai crezut, măi băiete, că și cu mine trebuie să rezolvi? Tu nu știi ce-o zis eu am botezătorul? Eu doar vă botez cu apă. Dar vine după mine unul care își curăță area cu desăvârșire și toată pleava arde într-un foc care nu se stinge. Dea bun Dumnezeu în ziua aceea pe temelia noastră să rămână aur, argint, pietre scumpe, în viața noastră se vadă lucruri de preț, căci noi chemăm numele Domnului și vrem să ne depărtăm de orice fără de lege. Doamne, ajută! Vă știți vulnerabilitățile din viață? Bietul Iuda a fost vulnerabil la bani. Și m-am gândit nu de mult la el, nu a făcut afacere mare. Ce-i o afacere? Că ucenicii erau săraci, ce să-i... Vorba din popor, pe un sărac, 7 hoți nu-l pofura, că n-au ce-i lua. Și la urmă, când a prins el un pont, 30 de arginți, nici de ea nu s-a folosit. Și atunci întreb, ce-a câștigat? Cu cât l-a înșelat Satana? Ah, poate spune cineva, a fost prețul mic, atunci erau oamenii săraci, dar eu ce-am câștigat? Hai, ce-ai câștigat? Știți ce a câștigat Solomon? Să mi-a făcut aia și aia și aia. Să nu m-am putut bucura de ele. Zice un vers al lui Dors,
Orice mărire ai avea, o vei lăsa odată și ai să te afrunzi în gloata aceea pe veci de veci uitată. Și oricât taur vei fi strâns cu lacomă plăcere, lași curând și mergi pe un drum de veșnică durere. Și oricât prieten vei fi avut, de toți te vei desparte și singur te vei duce în plâns și în chinul fără moarte. Și ce ai să faci când vei vedea că moartea te sugrumă? Când tot ce ai strâns rămâne așa, să-ți pară ca o spumă. Dragii mei, diavolul ne cumpără uneori, cum mi-amintesc că am reținut vorba asta la fratele Traian Sucală, că Irod pentru o fată care i-a plăcut, o zic că dă jumătate de împărăție și ai noștri mai prostus că o pierd toată. Și când te uiți, pentru ce? Pentru mare lucru, o poziție oarecare. Cum zice în Psalmul 49, cei puși în cinste, nu dăinuiesc. Bogații și închipuiesc, dar pe noi nu ne cumpără diavolul cu mare cinste și cu mare bogății, că nu sunteți niciunul parlamentare. Dreptui, nici în lista cu milionare. Dar atunci cu ce ne câștigă? Culmea este că ne câștigă uneori cu niște păcate care ne fac și rău. Să vă mai spun o relatare a unui vis. O soră de la noi din adunare, o femeie evlavioasă, care trecea mult timp în rugăciune, într-o noapte îmi povestea, iară vă spun asta de la mâna întâi, zice, azi noapte mi-a dat Domnul Harul și m-a rugat de la ora 1 la ora 5. Și la un moment dat, tot povestind cu Domnul, a zis, Domnul, hai cu mine. Și zice, m-a dus, mi-a arătat o grădină, o frumusețe, cred că fă o paradis. Să te tot plimbi și să tot vezi, tot admiri. Și după ce mi-a arătat cât a fost în plan, mă duce undeva, ca pe un subsol, miros, neplăcut, semi-întuneric, trei surori de la adunare. Doamne, asta proaspătă cu miros din paradis, stați în putoare asta. Păi eu vorbesc cu Domnul să vă ducă dincolo, ea ce-i aproape. Și le spune, știm și noi și de câte ori am vrut să ieșim, dar nu ne lasă. Cum adică nu vă las? Dar vorbesc eu, sunt prietene cu Domnul. Știm. Și zice una, pe mine nu mă lasă că eu sunt geloasă și mă cer cu bărbat. Știi câte ori la poartă spune, ia certitatea cu bărbatul, înapoi. Alta spune, eu sunt invidioasă și când văd că alții n-au și toată viața am fost săracă, înapoi. Și alta nu mai știu ce a avut, probabil ce aveți careva de aici. Și dimineața o vizitează o soră și îi spune visul proaspăt în minte. Și măcar că i-a uitase cele trei surori, în timp ce îi povestea, și amintește că sora care a venit era una dintre cele trei. Dar cum să-i spună? Dar n-a apucat să termine de povestit și sora aceea spune, așa e că eu sunt aceea cu gelozia. Dar dacă ai recunoscut, să știi că tu ești. Pentru atâta? Da. Că Dumnezeu în rai nu duce nici scandaloși, nici mânioși, nici invidioși. Cum zice Dionisie Giucă dintr-o poezie, căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să sădească, să-i primească, numai pomii plini cu roade. Iar la urmă, pleava, spinii și mlădițele uscate, într-o margine a grădinii, fii vor arunca pe linii resturile lepădate. Și va fi tăiat stejarul cuibul păsărilor brune, ca domni destul amarul regele alcool de prune. Că la orice întrunire din suitele regale, simbolul de ciocnire, cine o fi pus la cale? Cine te învață să înveți și să fii spin, când Scriptura te învață să fii pom cu roade plin? Doamne, ajută-ne! Și încă un aspect, și mă opresc. Scrie aici în 2 Timotei 2, dacă cineva se curățește de acestea, va fi pecetruit, validat, deci recunoscut. Dar mai e încă ceva. Va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Adică Dumnezeu nu doar că ne pecetruiește pentru împărăția sa, pentru lucrurile acelea care nu se clatină, dacă noi ne curățăm de orice păcat, Dumnezeu ne folosește în lucrarea Lui. În mod normal, în această seară, cum spunem la cei de la zona aia încoace care am slujit, ne-am îndrăznit să ne apropiem de Dumnezeu. Nu toți sunt arși ca și fiul lui Aron. Nu toți sunt pedepsiți pe loc Anania și Safira.
Dar eu le spun la toți care mintă să fie atenți că se vor întâlni cu Anania și Safira. Și unde nu le place se vor întâlni. Suntem noi curați pentru slujba care o facem? Sau ar trebui să stăm jos, chiar acolo la cor unde suntem? Sau când suntem chemați la anvon? Să știm că Dumnezeu folosește sfinți în slujba Lui. Scrie în Roman 12:1, așadar, fraților, vândem pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum întâi? Vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Da, dragii mei, să nu îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeu oricum. Să ne smerim și să ne curățăm cei ce purtăm vasele Domnului. Că Dumnezeu nostru este sfânt. În cartea Levitic, unde este scris despre slujirea preoțească și levitică, dictonul cărții este scris în capitolul 11, reiterat în 1 Petru 1, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, mărire Domnului. Într-o adunare, era o slujbă de joi seara, și așa s-a întâmplat că s-a dus o familie la adunare, certați. Fratele era din comitet, știu relatarea tot de la el. Și s-a gândit că vine conducătorul, diacon, nu știu ce mai aveau, vorba din pildă, parcă fuseseră înțeleși, toți lipseau. Cine să meargă la slujbă? Era bun predicator de altfel. Și toți frații au zis, du-te frate, nu mă duc, las că mai vine careva. Dar nu mai venea nimeni. Nimeni din comitet, numai dumnealui. Până la urmă toți, frate, dar du-te! Și ca un om corect s-a ridicat în picioare și a spus, ce să vă spun, hai să vă spun ce trebuie să vă spun. Că m-am certat cu nevasta și am strigat la ea, ce să predic? Am o dorință, rugați-vă pentru mine și ea de acolo și pentru mine. Și s-a pus toată adunarea și s-a rugat. Și Domnul, cum a zis Ezechia, care e bun să ierte. Și apoi fratele s-a dus și a predicat, și a predicat cu lacrimi, ca un păcătos iertat, nu ca un fariseu. Da, dragii mei, greșim, zice Iacov, în multe feluri. Problema e nu-i că am greșit, problema e că noi continuăm să greșim. Poate trăim cu iluzia, cu imaginea falsă că suntem pecetluiți și mai îndrăznim să și slujim, ceea ce este de două ori grav. Și în seara asta Dumnezeu a vrut să ne cercetăm. Dacă suntem pentru validare, dacă Dumnezeu aprobă spiritualitatea noastră și dacă ne acceptă în slujba Lui. Dragii mei, Dumnezeu apreciază calificările noastre, dar în primul rând Dumnezeu apreciază și nu validează pe toate acestea numai în condiția sfințirii noastre. Repet versetul care mi s-a dat. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas întâi, vă rog, rețineți, sfințit și apoi folositor. Îmi spunea un tânăr din altă parte a țării, slujea la o anumită formație, ca și dirijor. O fanfară, și în fanfară unde avem și băieți care nu sunt născuți din nou, dar măcar să fie copii cu minți, cu teamă de Dumnezeu. Și spune, l-am observat pe unul care avea o relație imorală cu o fată. Și a spus, băi, băiete, nu mai poți cânta. Știi ce îmi zice? Nu singur, mai unul. Și fără noi fanfara nu merge. Și spune, frate, nu asta mi-a fost durerea că nu pricepe, că i-a orbit satana ochii. Durerea mi-a fost mare când mi-a fost greu să-i conving pe cei din conducerea adunării că nu mai pot să dirijez cu ei în fanfară. Și au zis, dar ce face, nu mai cântă fanfara? Dragii mei, la odică să nu mai fie slujbă, să plângem toți între tindă și altar, cum se spunea în Vechiul Testament. Numai să-și întindă Domnul îndurarea peste noi. Amin. Și să ne valideze sfințenia noastră și să ne accepte în slujba Lui. Și ce-i frumos, un vas de cinste sfințit, folositor pentru orice
lucrare bună. Vă știți fiecare lucrare la care le va chema Domnul. Aveți fiecare o lucrare de făcut. Știți că lucrarea noastră se continuă pentru eternitate? Le-am spus într-o zi la orchestra noastră, sunt vreo 60 de tineri, adolescenți, măi, se fac înscrieri pentru orchestra veșniciei. Vreți să vă înscrieți? Orchestra veșniciei, nu ceva operă, ceva fanfară militară la onoruri naționale, nu. Orchestra veșniciei, corul împărăției lui Dumnezeu. Vei cânta acolo în corul acela? Sau nu vei fi de găsit? O, Doamne, Tu ne-ai făcut mare onoare să ne chemi în lucrarea Ta. Noastră știți ce favoare ne-a dat nouă Dumnezeu? Știți ce a zis îngerul către Ioan? În Apocalipsa, când a vrut să-i se închine de vreo două ori, eu sunt împreună cu tine slujitor. Vă amintiți ce v-am citit din Apocalipsa pe ce frunte pune Dumnezeu pecetea? Pe fruntea slujitorilor Lui. Că slujirea nu este numai în adunare, noi suntem templul lui Dumnezeu și acasă. Și chiar în singurătatea ființei noastre, când intri într-o cameră și închizi după tine, tu te rogi și Dumnezeu aude din cer. Repet, slujim noi cu adevărat pe Domnul. De-a lungul istoriei bisericii s-a născut ideea asta bolnavă de cler și laici, cei ce slujesc și cei slujiți, foarte fals. Mă, încă unii dintre cei slujiți, trebuie oamenii slujiți, dar trebuie și ei să fie pregătiți să slujească. Ascultați-mă ce vă citesc din Efeseni, din capitolul 4, versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților, de ăștia vorbim, sfințiți întâi, în vederea lucrării de slujire, fiecare să slujească la locul lui, în partea care este dat. La adunare slujim după orarul ce-l avem, că nu putem să fim aici. Dar acasă, în familia dumneavoastră, slujire, la serviciu, pe drum, cu cine te întâlnești, pentru cine te rogi, câte activități sunt necesare. De exemplu, dacă ar fi să vă întreb așa, dar cu modestie aceștia nu răspund și chiar nici nu cer să ridice mâna, câți mijlocitori aveți aici, că am anunțat program de rugăciune pentru țară, câți sunt abonați să sprijinească România, să stea cu mâini ridicate la graniță? Citeam, de fapt m-a sunat un frate în Irlanda și mi-a recomandat să citesc o carte, un englez, în timpul cel de-al doilea război mondial. Avea o grupă de mijlocitori și s-a întâmplat la un moment dat de cumpăn în război, Anglia a rămas fără muniție în apărare. Dar s-a ținut secret și dacă mai bombardau nemții, se capitulau. Și Dumnezeu le-a spus să se roage și într-un mod neînțeles de istorici, nemții n-au mai bombardat Londra după acele zile de mijlocire. Apoi a vorbit Domnul acelui frate să se roage pentru văduvele din India, cu grupa de mijlocire. Și li s-a spus ca să simțiți împreună cu ele în luna aceea sau perioada cât au postit, mâncați numai orez o dată pe zi ca cei din India. Și o după zilele acelea de poș și rugăciune, guvernul indian a dat o lege în favoarea văduvelor. Auziți cine sunt slujitorii lui Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu are îngeri care lucrează, dar are pe pământ pământeni care îi slujesc și sunt destoinici pentru orice lucrare bună. Implicați să facă una sau alta după postul și locul la care Dumnezeu i-a rânduit, după vremea la care i-a chemat. Spunea scumpa mea soție, la capăt de drum avem noi o, îi spunem noi, ultima epistolă. A sunat-o unul dintre băieți și a registrat-o în timp ce vorbea cu ea la telefon. Și spunea, slujiți Domnului, mă gândesc că poate puteam să slujesc mai mult. Și eu când am auzit asta am zis, dar n-avea cum mai mult. Că eu știu numai cât m-a slujit pe mine, cât postea. Apoi rugăciune, când mergea la adunare, zicea uneori, mă pun să mă rog și mă apucă o soră din spate și eu am o cauză de rugăciune, alta, dar nu te rogi pentru mine. Mă rog, dar lăsați-mă să mă rog și pentru casa mea. Mi-amintesc numai câți musafiri au trecut, câte... Țin minte că odată am fost cu ea prin zona Bucovinei, în 8 zile am predicat de 21 de ori,
Și-a zis către mine, drag, ai fost bărbat bun, dar uneori mai fugărit. Și la slujirea ei a zis, ei, poate că puteam să slujesc mai mult. Și s-a încheiat slujirea. De fapt, s-a luat o pauză. Scumpa mea va sluji și dincolo. Că asta i-a plăcut toată viața. Și când mă uit uneori la unii care ar putea să fie sfințiți, să le valideze Dumnezeu identitatea și ar putea apoi să fie slujitorii celui prea înalt. Îmi amintesc că eram încă în Apuseni și era un tânăr promițător, dar așa de pasiv, mă ocupam de tineri în vremea aceea și odată, după o slujbă din asta, l-am întâlnit în drum și fără să fiu o cântăreț, mi-a venit cântarea "Pentru cine-ți bate, bate inima neîncetat? Câte doruri te frământă de cuzor până în seara? Măi, băiete, ce timp prețios ai, că tu nu mai trăi cât Metusala. Mă uit la dumneavoastră, se uite Dumnezeu din cer, cât sunteți ai Lui, dar pe cât se poate bizui că sunteți slujitorii Lui." Eram la o conferință la Arad, eram mai tânăr dus acolo și n-am mai găsit loc, numai la balcon, și era așa rugăciunea, la conferință, cum frații slujitori știu, și am zis în rugăciune, Doamne, uite-te peste noi acum, bun, răi, ăștia suntem, pe ăștia ne ai, folosește-ne. Și așa de clar mi-a șoptit Dumnezeu în minte, nu numai pe voi, m-am pe mulți alții prin adunări, că Dumnezeu nu rămâne fără slujitori. Dar s-ar putea să rămânem noi fără Dumnezeu dacă nu-i slujim în vremea aceasta. Scrie în pilda talanților și în pilda polilor că cei ce n-au slujit au intrat în bucuria stăpânului lor. N-au intrat. Și i-a numit nu doar leneș, i-a numit și viclean. Asta ar fi o viclenie vinovată de nu știu câte ori. Dragii mei, și cu asta am încheiat. Dumnezeu ne vrea să fim ai Lui. Dacă ar pricepe lumea ce înseamnă să fim al lui Dumnezeu, când va veni ziua aceea și ne vom înălța spre cer, când vom lăsa trupurile astea aici și tot ce avem se va descompune, că toate se vor clătina și noi cu pecetea ne vom fi magnetizați spre împărăția lui Dumnezeu. Ne vom ridica în slavă și vom avea cu un chip ca al lui de slavă. Va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupului slavei sale prin puterea care a schimbat toate lucrurile, Filipeni 3:21. Și apoi va zice, vino o slugă bună și credincioasă și va administra cu noi cosmosul pentru eternitate și ne va pune în corul slavei sale și ne va pune în administrarea cetăților sale și vom fi cu Dumnezeu în administrația universului pentru vecii vecilor. Oare pricepem ce ni se oferă? Pricepem la ce suntem chemați? Doamne, cercetează-ți adunarea. Lasă pe Duhul Sfânt să ne schimbe viața. Să fim ai Tăi, ai Tăi pentru vecii vecilor. Sfințește-ne, Doamne, și după cum vrei Tu, Doamne, folosește-ne spre slava Ta. N-avem pretenții, așează-ne unde vrei și folosește-ne noi cum îți place. Dar vrem să fim ai Tăi, să fim robii Tăi pentru eternitate. Amin.